Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 5 percheziții domiciliare în Pitești într-un dosar ce-l vizează pe un cetățean arab de 58 de ani bănuit de acte sexuale cu minore. Din cercetări, spun oamenii legii, a reieșit că din anul 2013, bărbatul, prin intermediul unor anunțuri postate în presa locală, care făceau referire la angajarea unei menajere, ar fi racolat mai multe tinere, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, cu care ar fi întreținut raporturi sexuale în schimbul unor sume de bani. Este vorba de circa 100 de minore, susțin surse din rândul anchetatorilor. Ne puteți spune ce s-a întâmplat? Să ne vorbiți puțin despre acuzații. E adevărat de ceea ce vă acuză poliția? Cum vi se par acuzațiile care vă sunt aduse? Sunt adevărate? Ați plătit fetele minore? Nu puteți un pic să stați de vorbă cu noi, că mai bine așa. E adevărat că ați plătit fetele? Știați că nu au 18 ani? În urma perchezițiilor au fost ridicate, printre altele, cartele telefonice, telefoane mobile, laptopuri, tablete, casete video și un aparat foto. Bărbatul este bănuit că în perioada 2013 și până în prezent ar fi întreținut raporturi sexuale cu mai multe minore. Bărbatul a fost condus la sediul DICOT, Serviciul Teritorial Pitești, unde a fost audiat, împotriva acestuia fiind luată măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Într-un blog din Pitești, arabul suspectat are 2 apartamente. Vecinii nu s-au plâns însă niciodată de comportamentul suspectului. Liniștit, tăcut, vă își vede de treaba dumnealui. Nu l-am văzut niciodată cu femei, n-am văzut. Ce dar nu e căsătorit? Nu știți să... Nu știu. Nu știu de ce să vă spun. Avea menajeră? Nu avea. Are o firmă. Dânsul a avut cândva o firmă aici. Și știu că are secretara, venea, îi lua actele.